am citit pe Vole România un articol, că mai citesc, dar nu răspunde. Nu reacționez. Cineva a spus legătură cu antrenorul de la Alba Iulia, că și-a adus pasări lobă. Și că spunem ce atacați de poziția 4 ai, pasări lobă și spun ce echipă ai. Eu spun, arată-mi ce ridicător ai și spun ce echipă ai. Poți să ai cei mai buni atacanți acolo, în poziția 4, dacă nu vine ridicătorul, n-ai nicio șansă. Este părerea mea ca să arăt de ce am ales această temă și de ce este important. Preluare și ridicare, trebuie. Altă nu ai. Ce anume? Preluare și ridicare. Eu vorbesc acum de conducător. De ridicător. Și o să ajungem și la întrebarea aceea, când avem un ridicător bun? Cum îl analizăm? Și asta o să fie partea lui Mișa. Deci, coordonator, am să vă arăt de presetă din nou rezende, vă rog să urmăriți dacă la deplasările lui, când mingea vine în zona de 3 metri, când mingea vine în afară de 3 metri, cum se deplasează foarte neutral, așteaptă mingea, sare și în timp ce iese în săritură, joacă mingea și nu în timp ce aterizează, nu face niciodată două sărituri și mâna sus și două sărituri. Vă rog să urmăriți aspectele astea dacă și să vă dați seama. Este totuși cel mai bun indicator. Cred că pot să gândesc ceva deosebit. Bun, aici sunt mai mulți indicatori. Mahlon, fantazia. E de la Germania. Le puteți găsi acestea care au fost save. Văzând, stă între să blocheze, să frâneze, să nu facă fault la în cel mai înalt punct al săritului, să joacă mingea. Întoarcere, rotare la dreapta. Sunt aproape, nu pot fi citiți. Blocajul aproape reacționează cu o fracțiune mai târzie. Și cred că ați văzut și cum merge degetele mai mari. Scurtă este mișcarea din încheietura coatelor și a încheietura trupului. Am încercat să povestesc și în sală de picerare să
Sper să nu mă asemenea de rău că am ales voi pasului. Dar o să fie și o temă mică, vole masculin, vole feminin. Poate o să vă surprindă părerea noastră. Să știți că este sigur în favoarea volei feminin. Câteodată am să spun un setup, deci este pat. E distanță mare. Fantastic, m-am spus de acolo, în poziția acolo. Cel mai rău este când joacă mingea și când bagi ultimile degete ating mingea. De aceea și poziția mâinilor, astea două degete nu au voie, pardon, încercați să nu, să le învățați să nu atingă mingea. Da, Alu. Oh, dacă vrei să mă întreb ceva. Ok. Se dau cu pasare, iar aproape totul este în servitură. Ați văzut? Aproape 5 minute, tot era în servitură. De ce? Este foarte straniu, dar se pare că în servitură echilibrul și balansul este mult mai mare decât dacă ești pe soc. De acolo și constanța și precizia, constanța ca viteză, este mult mai mare. Plus, pasă în săritură, punctul de pasare se apropie de punctul de atac. Ați văzut foarte puțin timp pe atac pe timpul de aici, a fost prezent una sau două. Aproape totul este
un punct maxim. Punctul de setup, de pasare, trebuie să fie cât mai sus ca să punteze distanța la punctul de atac. De-aia mingile vin și așa de repede. Ideea este ca jucătorul de centru să nu ajungă să se grupeze la antenă. O să apoi discutăm și chestia asta la tactică. Ultimii pași, m-ați întrebat de ce, eu am urmărit antrenamente și am și niște cursuri de antrenori, a fost și ultimul a fost Videric, dar asta este un patron mai de mult. Preluare în zona de 3 metri, ridicătorul se deplasează stând drept. Și degetele de la piciorul drept trebuie să fie îndreptate spre antena în poziția 4. Preîntâmpinați ca ridicătorii să se deplaseze de la fileu paralel. Vor juca cele mai proaste pase posibile. Nu vor fi niciodată sub minge, nu vor putea niciodată să joace mingea în unghi și mai ales pe spate. Dacă te deplasezi lateral, o să facem și practică, ridicători aleargă cât mai repede unde cred că vine mingea, se apropie, freeze, din moment, în gheață și atunci sară și joacă mingea. Tot ce este în afară de zona 3, ultimii doi pași, drept, după aceea links. Este o pivotare pe drept. De ce? Din nou degetele la piciorul drept trebuie să fie îndreptate spre antena din poziția fie. 4, pardon. Scuzați-mă. Cuvintele olandeze vin mai repede. Culmea ironiei. La început trebuia să mă gândesc ca să pun cuvintele olandeze, să le cuplez. Acum trebuie să mă gândesc să cuplez cuvintele românești. Încă o dată spun. Preluare slabă. Și atunci o să ducem mai departe, o să prezintă. Dacă reușim asta, o să ne întrebăm când avem un ridicător bun. Este ridicătorul ăla bun atât de dependent de o preluare perfectă? V-ați uitat la statistică câte la sută preluare perfecte pe meci sunt. 30 și ceva și ajung la o statistică. Cât aș dori eu să am ideal, cât trebuie să fie atacul, efectivitate. Totul se va desfășura într-o zonă între 2 metri și 4-5 metri. Dacă ai un ridicător care să poată să joace antenele cu aceeași viteză, ai rezolvat o grămadă de probleme. Deci vârful picioarelor îndreptat spre zona 4. Pasa pe spate, este o pasă nu mai mult laterală. Am zis excepție, dacă aici ar fi zona 3-4 și trebuie să alerg, să văd mingea în zona 2, nu mai am timp să fac asta. Rămân piciorul drept, deci trebuie să-l folosesc cu o excepție, o extensie, pentru că distanța este foarte mare. Deci am spus că folosirea accentuată a degetelor mari. Dacă vedeți poza aceea, cred că o aveți până, observați unde este degetul mare. Am avut și o discuție la sală. Datorită acelei mișcări, vreau să am poziția care îmi permite mai târziu sau ridicătorul să joace pase imposibile cu aceeași viteză și o să încercăm să vă demonstrăm treaba asta și în practică.
zone de alea de preluare, este totul posibil. Cine și ce, cum se întâmplă și ce. Ideea este, trebuie, ridicătorul trebuie să aibă cât mai multe opțiuni. În momentul în care rămâne numai cu una, blocajul la civil. Se duce pe opțiunea. Dacă vă uitați, da, aveți acces la imagini. Uitați-vă la execuție și încercați să nu vă uitați la frumusețea formei. Este frumos să vezi cum zboară mingea.
situație. It's false, side out. Side out este șocul când atacantul se adversarul servește. Tranziție este faza când echipa care a fost în side out intră din nou în posesia mici. Rally este între echipa care a servit. Deci, astea sunt cele trei situații în care ridicătorul trebuie să rezolve probleme. Deci am pus aceasta, din nou am rămas uimit de logica lui Leopard, da? De acolo am înțeles asta, mulți ani în urmă, și a zis, mi-a pus o întrebare la antrenor, câte șocuri are șocul de vole. Am rămas și o diferență ne trebuie. Să aibă fiecare atacant să pe rotație în poziție foarte ușor pentru ridicător să stabilească. În tranziție începe problema. Pentru echipa din Rally are o altă problemă. Începe serviciu. Fiecare și ia poziția, poate principalul fileu este în dreapta, prezentăm. Mă înțelegeți? Și atunci a zis, păi sunt, în acest moment sunt trei, am înțeles, trei jocuri. Oh, ce bine, dar nu este așa. Cum așa? Fiecare rotație se schimbă pentru că vine un alt jucător la fileu. Dar asta noi se calculăm. 3 ori 6, 18. Vă dați seama când aveți antrenamentul cu echipa, câte probleme trebuie să antrenați? Nu se reușește niciodată înainte de meci sau în timpul săptămânii. Deși trebuie să te axezi pe anumite. Antrenez side out, am statistică, rotația 1, 2, 3, am probleme din pas. Antrenează-o pe aia, antrenează-o numai side out. Să vă spună de ce spun asta, nici o să vă prezinte o soluție și de fapt cum au jucat ei și ce au hotărât ei să joace. Vă spun, și vă spun, Olanda când a câștigat titlul olimpic, a fost o echipă care s-a apărat, nu care a atacat, s-a apărat cu side-out. Nu te-a lăsat să faci cum. Să prezinte Mișa. Toată ideea care asta se vede și complicat este, dar în momentul în care descoperi asta și reușești să faci un puzzle și ai venit imaginea aia, Dumnezeu, ai cea mai mare victorie din lume. Pasă, corpul, am să și desinez. Eu folosesc. Trebuie să folosim fiecare ce pot vezi. Aici este 3, 2, 1, 4, 5. Comunicați. Atacantul de aici. Trebuie, prima cifră este zona. 5, 3, 3. Timpul 1, 51, 5, 2, 5, 3. Eu am 4, doamna spune 4, 2, strigă. Aici am 6, 5, A. Vreau un fuge la antenă, spune F. Bun, fiecare, eu v-am zis, principalul are vreau linge, fuge, dar pe distanță este tempo, trebuie să strige shoot. Vreau pentru atacul în spate, să elan pe un să bătaie pe un picior, strigă fly. Vreau în spatele ridicătorului, trebuie să spună net, deci înseamnă un ordine de zăgât. Dar cine strigă ridicătorul? Nu. Atacant.
să ajungem și acolo. Predicatorul nu spune absolut nimic. Predicatorul trebuie să asculte și să știe că are 4, 5, 4 atacanți disponibili sau 3 sau 2 și atunci o să decide cine primește în funcție de, de rolul capului. Predicatorul de aia în side-out ai o poziție, ai o schemă. Dar dacă tu reușești să din pas, din preluare pas, atac, să ții serviciu și intri în tranziție, toată schema ta de pe primul atac, numim complex 1, și atunci din complex 2, nu mai e atât de simplă. Cine comunică la cine? Mulțumesc pentru întrebare. Aș dori să o pui mai târziu din nou. Pasă. Patru opțiuni de o preluare bună. Trebuie să ai patru atacanți disponibili. Și ce dacă adresa la unul? O să audă. 5, 4. Dar un indicator foarte bun are pasa standard, dreapta la antenă stângă. Aia nici nu mai trebuie să strige. Ei știu. S-a dus mici acolo, se duc, nu așteaptă să vadă în dă-l indicatorul preluare sau este mai bun prieten cu principalul, fi dă-l lui. Nu există. Atacul din linia a doua este o combinație, nu este o situație, o criză. Tăpai, echipa olandeză a venit de pai și în revista aia mai de mult, coach a federației internaționale, era analizat de pai al echipei olandeze. La sfârșit au spus, dacă de pai este perfect executat, nu se poate opri. Nu se poate bloca. De ce? Pentru că el, primul timp, creau goluri la blocaj între blocherele. Și deoarece atacantul cerea, el vedea, cerea mingea acolo, deci intra de pai, venea totdeauna într-un tunel. Nu era nimic. Și acolo venea mingea. Și dacă ați văzut și finala, sau dacă ați văzut tot meciul, dă. Mingea aia de pai, v-ați zis, nu era un antidot. Venea pasta de fullback la 2,9 m, cu 3,75 m lovitură de atac, cum se oprește? Are nicio șansă. Ai văzut pe primul timp, că 3,75 m, Dumnezeu. Ok, acum se sare la cât 3,91 m, Bulgarul, Matea, da? Și Simon s-a arătat fel. 3,89 da? Dacă se pagă regulile astea noi acum, dacă se aprobă cu... Să nu mai... Da, ai dreptate. Nu cere mie soluții. Eu m-am gândit, știi ce? La feminin, dacă ar fi antrenorul la feminin, iau modelul cupei, când au ieșit campion olimpic, campion mondial, cu două ridicătoare și cele mai periculoase atacante erau ridicătoare. Eu trec la voie feminin, imediat, 4-2, nu mă mai interesează calitatea lui jucătorului, vreau să fie un atacant acolo. Pentru că am dat de la 3 metri, în momentul de față, s-a terminat. În momentul de față, atacul la băieți sunt toate la 1 metru. Ok, și la nu pot să dau soluții. Nu sunt în poziția aia să dau soluții. Nu, dar să pierd toate avantajele. Ce aș face eu, ca antrenor, și ar trebui să joc cu regulamentul ăsta, și ar fi antrenor la feminin. Imediat, două ridicătoare mari, atacul și ce trebuie să facă ridicătoare? Pasă în centru, pasă poliția, pasă și pasă poliția fără. Am trei trăgătoare împotriva trei blocheri. Am, pot crea unul la unul? Am. Așa trebuie să aștept eu. Dar asta nu a făcut. Asta nu e asta. Atacul. Soluții scurte. Ce sunt soluțiile scurte? A doua mici este ridicător. Puși. Atacul
cu sângul spre fileu și s-a tăcut. Asta sunt soluțiile scurte. Adică nu trebuie să puși cu sângul tic dreapta și dreapta. Indicați informații, bineînțeles, antrenor, informații, dar și între jucători. Și din nou, informații, cine de informații? Atacați la vindicător. Vindicător, privește numai un film. Rolul? Am deja. Menținerea jucătorului în meci. Ați văzut, și cred că ați remarcat, trăgătorul care greșește primește automat următoarea mici. Mai mult, primul aspect, nu, să nu credeți că este ca să surprindă blocajul. Nici un blocaj nu gândește, a, el a greșit, o să joace acolo. Sau poate la anumite nivele, sau poate cu un anumit ridicător. Ideea este rejucarea celui care nu a apuntat să aduci înapoi în lege. Și acum poate că o să încerc de ce a fost Mișa luat atunci rolul lui, decizia lui, a fost să-l joace cât mai mult pe pasul de hol, că a avut evoluție. Și cineva trebuia să-i dea pas după pas, cu riscul, dar greșea. Dar un fel moment, la un moment dat, a revenit. Și poate că asta, poate sunt oameni la meciuri în public, să înceapă să te pui de ca și tu, să știți că am păzit asta. Mi s-a segat. Da, cu ideile tale, că din nou mă lasă. Și ce? Ce este problema? Tu ai o problemă acolo, ești de pancă și cu echipa ta. Și tu vrei ca cel care nu a apuntat să vină înapoi cât mai repede în joc. Colectarea preluării slabă. Cele mai multe două opții, cel puțin două opții. Menținerea vitezei de pasare, mingea, trebuie să meargă aceeași viteză la antena stânga, antena dreaptă. Sau poziția 4, poziția 2. Evaluarea unui ridicător este relativă. Și o să înțelegeți de ce puțin mai puțin. Calitatea preluării, ridicător, randamentul la cap. Acum ajung. Asta este care eu folosesc, am niște cărbini care tația 1, 2, 3, sunt toate. Și eu nu mă scriu numărul jucătorului sau jucătoare. Și după aceea analizez. Deci, unde este 3, eu numesc pas, calitatea de 3 puncte. Trebuie să fie minim, zai, aș vrea, fi foarte bucuros. Am 55%, dar vă rog să mă credeți, cel mai înalt nivel am avut 42%. Într-un meci, din 26, un meci, în rest a fost între 32 și 36-38. Preluarea medie, maximal 30%, dar atacul trebuie să rămână. Randamentul trebuie să fie mai mare. La mine a fost, aici a fost de vreo 40%. Randamentul în atac a fost sub 43%. Preluare slabă, 12. Responsabilitatea atacului nu s-a terminat. 25% trebuie să. Deci, atunci poți să te evaluezi în ridicător. Asta e scala care eu o folosesc. Vă mulțumesc și acum o să prezinte Mișa. Acel model care le-a dus victorie. Suntem de side-out, play, îl faci.
some complaints. You didn't understand me at all yesterday. Why? So, my apologies. After every slide, or 2 or 3 minutes, I ask Rudy to translate. Okay? Okay. The presentation of yesterday, if you want it, you can get it. Okay? Also, today's presentation, you can have it. Okay. I start with the question, what is best setter and what are his skills? Are there some setters here in this room? Or former setters? Only one? Okay, there are some setters. Okay. Tell me, what are the skills for the setters? What are important skills? Can somebody tell me? One skill? Accurate. We have. Good. Another. What is another important skill? Consistency. Okay. Good. Another one. Speed. Okay. Good. Another. Okay. I just write some down. Effective and good tactics. Agree? Important skills? Yes? Precise. Agree? Trust between the attacker and the coach. Agree? Or is the best setter the one who won the best prizes? Who can tell? Is a setter a leading or a serving? We will discover it in our journey. He has to be creative. So, we can go on and on and on and on. That's a lot of skills, don't you think? Don't you agree? Ați înțeles până acum? Deci, întrebarea a fost ce este necesar, ce crede dumneavoastră că este necesar ca un ridicător tehnic ascris să fie deosebită? Efectivitate, să fie efectiv, tactic, foarte puternic, precizie, încredere în atacanții lui și în coach, premiile care se le câștigă, știți că este cel mai bun setter, $30,000 în ori și totdeauna sunt clasamente și îl face pe un ridicător, poate că îl stimulează, nu fac nici în cuvânt, deci comentar. Este liderul sau este servitorul? Este domină atacanții sau este în slujba atacanților? Este creativ? Etc. Da, aveți ceva? Sau aveți ceva mai completat? Ok. Ok. In my opinion, I think it's a great advantage when the setter has a free mind. The setter must always be capable to play as many options as long as possible. In what situation he is, bad reception, pressure from the coach, angry attackers, very good blockers, as many options as long as possible.
Setter must be free in his mind, with no expectation, no direct consequences after result. I mean, a setter has to have no expectation what kind of reception you will get. So if you go to your position and a bad reception comes and he goes down like this and disappointed, you can see it in his attitude. There's no free mind. There will be consequences for the result. He blocked his head. He's not free in his mind. So a good setter has to be free in his mind, blanco. No expectations from the reception and his attacker. He gives the ball to the attacker, he doesn't score. I give him the second ball, give him some trust. Second ball, no score. The setter should be not disappointed, free in his mind, next situation. Okay? But a setter can be demanding, but only to improve the performance, not because of his disappointment. So, free in his mind, but demanding. Richard găsește că indicatorul trebuie să fie liber, să nu se aducă în situația să stea sub presiune, sub nicio formă. Trebuie să nu aibă așteptări, Doamne, ce frumos faci și trebuie să atace în 3 metri. Deci să se elibereze de gândurile alea, fiecare pas are un rezultat. Deci să nu-și facă probleme de rezultat. Și de consecințele rezultatului. Consecință, pierderea unui punct, pierderea unui set, pierderea unui meci. Asta... Deci, la prima, și trebuie să fie în stat să aibă pentru el cât mai multe opții de pasare. Deci, și-am spus, are 2, 3 atacanți, 4 atacanți, el trebuie să-și aducă în poziția aia ca să aibă cât mai multe opțiuni pentru a pasa. Dar, în același timp, el poate să ceară o anumită performanță. Dar, din nou, nu din cauza dezamăgirii rezultatului. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci trebuie să nu se lase influențat pe rezultat. Poate să ceară în următoarea fază o performanță. Trebuie să fie, cum să spune, mental foarte echilibrat. Ca să aibă totdeauna puterea de a realiza că are mai multe opțiuni în atac. Deci are totdeauna soluții pentru ceva bun. Asta este ideea. Mai pot. Trebuie să-mi spun ce aveți întrebări? Ca să... Este, ați înțeles că... Deci, unul, trebuie să fie echilibrat, să nu se lasă influența de rezultat, dar să ceară performanță. Este un paradox, de fapt. Cere unui om să nu aibă emoții. Alte cuvinte, să fie cool, Mr. Cool. Asta ar fi alta dintre noi, să creăm asemenea ridicători. Putem merge mai departe? No questions? Okay. Before we go to discuss the side-out replay with our national team for 3 years, with the side-out system that we play and we won many prizes,
I would want to talk through with you about maybe a different approach in Romania with our settlers in Romania. What kind of settlers did Romania have in the past? Shit. I played against Romanian players, but not a Romanian settler. I played against Pralea, your brother. But no settler. And you played against Constantine in 97? Yes. In Belgium? Yes. What kind of settlers did Romania have in the past? Ați înțeles? Ce jucător a avut România în trecut? Oros, Aurel Dragan. Acolo pot să spun și eu ceva. Ok. Exact, Zecăr. Bun, eu am o scară a jucătorilor. La mine numărul 1 este Marian Samale, idolul meu. Da, da, e. De numărul 2, să pute stere, prietenul meu. Am un prieten. Numărul 3. Stă Antipălaș, că a fost verat de toată lumea, cât a jucat, că ținea mingea, dar avea tehnica corectă. Și am fost verat, deci de aia am fost partener de suferință. Și Oros, pentru inteligența lui tatăl. Dar el a fost un laier. N-a fost niciodată, este părerea mea, în slujba atacanților lui. A fost prea dominat. Eu nu vreau nicătă o dominanță. Asta a fost, mi-a avut serviciune pe Teneau mică, pentru că am fost un copil de 17 ani și mi-a dat un omince lui Smerecinski și mi-a tras Smerecinski una în față, deci n-am văzut nici. Deci n-am putut să văd Teneau mică. Când revenise foarte supărat că Rapid era copiii cu Ion Cristian, nu le dă o plătiță care lăsă. Pădurețul era generația următoare. Marius. Înainte mai tot Mășcășan, la Brașov. Mășcășan, da, Mășcășan. Ticăstere. A spus Ticăstere. A mai fost Marcel Popa, Tony Bucarski, Emil Revedea, au fost o grămadă. Vreau să spun că au fost o grămadă. Și acum nu prea mai sunt. Da. Ok, deci a spus șefe. What was his task, role and responsibility from the Romanian side? Think about it. Was he leader, servant, or depending on his character? Leader. Leader. Leader? Leader, bineînțeles. Yes, okay. What is his hierarchical position? Ierarhie într-o anumită echipă. Number one. Number one? Yes. Is that true? Yes? Deci ridicătorul era în ierarhie numărul 1. Da. Și era și în același timp liderul echipei. Da. Ok. E mare noroc. So, before we discuss the class system, ok? So, the center always decides what's happening in the silo. Yes. Where the ball goes. When the attacker jumps, always decides. Okay? Yeah, okay. Okay, we remember that. We talked about the Dutch system. Okay, this is what Saga Dutch national team 94-96. It was 3 years. And I know there's not such thing as a perfect system, because every system side out got his weaknesses, and there's always an answer for it. There's always an answer for the opponent. But this was our system. Maximum pressure over 9 meters.
That means on position 4, position 2, position 1, back row, our first tempo and 5. And with maximum pressure, I mean maximum height, speed, and force. All the positions. Okay, understand? So here, a very quick blow. And high. This one also, very quick. Our first tempo, it can go all the directions. Okay? And then we have a pipe. What is your opinion about, or what do you think what I mean with maximum pressure over 9 meters? Deci, primul aspect care au hotărât să-l antreneze și să execute consecvent, presiune maximă pe toată lungimea, dar viteză maximă pe toată și înălțime maximă. De ce? Înălțime maximă, am zis, pas van der Voort, 2,9 m, 3,75 m. Aveau fiecare ceva între cel puțin de la 3,40 m până în... Deci trebuia și înălțime, dar viteza să fie aceeași, toată lungimea și un rol fac și să fie disponibil în zonele astea de atac. Vedeți ce rol important primește atacantul de centru. Deci să aibă totdeauna atac la antene, fie în zona 2, fie în zona 1, de pai, în combinație cu și să aibă poziția mare. Cât blochează stau 3. Câte opții de atac sunt, încă noi la liber 5. Deci era 5 la 3 pentru atac. Asta este la ideea. Yeah. Ok? So, maximum speed and height on the outside position. Position 4, there, maximum speed and the other outside position, 2 or back row 1. If we play maximum speed outside of position 4 and position 2 or 1, what does it mean? This for the blockers, for the block opponent. Dacă joacă mențin viteza. What does it mean for them as a blocker? Și doi, ce înseamnă pentru blocker? Ce trebuie să facă blocajul advers? No answer? Deplasare, trupare. After blasting and unslider. I think that that's a... Să joacă singur, să joacă în extreme, nu e presiune pe centru. Yes? Okay. So, when we have maximum speed and pressure on the outside, your blockers cannot block center. You have to stay, when this is the antenna, you have to stay here. You cannot assist here, first tempo. Agree? That's interesting. Agree? Deci, blocajul stânga și dreapta nu mai poate să susțină blocajul pe centru împotriva unui atac în primul timp. Ok, agree? Ok, good. So, maximum pressure outside position. What circumstances the setter and attacker can handle maximum speed and height?
What do we need? Fine-tuning between setter and attacker. We trained it every day. Every day there was fine-tuning. We trained it in different corners, different distances, and different positions. Okay? We trained that inside out and transition. We trained it physically and mentally, because in the fifth set, when you are tired, I still want to have the maximum speed and height. No less. Okay? And mentally. When you not score the ball, the second ball, the same maximum speed. We train it every time. No less. Communication. After the set, there has to be communication. Before the set, also communication. Because the setter needs to know if the attacker is available for the maximum speed and height. If not, he just shouts slow or no. But every time he has to shout maximum speed, force. Every time. Why? Because if there comes a reception and there's something going on there with the reception player, outside attacker, the setter will look for the ball and he doesn't know where the attacker is. Is he coming for maximum speed and height, or is he turning down, turning back? So every time during the rally when the reception comes, he shouts for maximum balls. That's how we did it. Another communication. Where starts the communication in the side out? Where? What is the first communication in the side out? Serve from the opponent. Where starts the first communication? Okay. In our opinion, in our team, it was the communication between the reception players. If the reception player, who is also the outside hitter, have to take the ball here and is not able to go maximum speed outside, we had a problem. So when the server was coming, there was always communication between the reception players. The other one will shout, I'll take the ball, so the outside hitter can go, and he can go for the speed ball. There is where our communication starts. And the last one, it has to be effective. So you can play the fastest ball in the world, but it has to be, in the end, effective. Okay? În ce circunstanțe au lucrat la omogenizare ca să aibă să mențină viteza aia ca înălțime și ca distanță. Deci distanță, poziție, side-out și tranziție. Aia au lucrat fizic, înainte de final am intrat în au început puțin mai greu ca să-și opreze puțin energie mental, dar comunicația a fost deosebită pentru care a adus efectivitatea. Și v-a întrebat care a fost, care era prima, care credeți voi că este prima comunicație ce trebuie să existe în, pentru echipa din side out? Care ce de fapt e primire? Jucătorii de la primire. Da, a spus, ia, jucătorii de la primire. Deci, ei voiau aceeași viteză și înălțime în poziția 4. Da? How do you make the ball in reception? For example, if you start from 1-6, the others. It's jumping from 1-6 or it's floating from 1-6. How do you get the ball? Left, right? The reception? Yeah.
For to help the first military force. Or if you serve help him to take go. Okay. Or if the service is in the other side. Okay. Of yes, I can tell you. Reception here, here, and here. This is the outside tender. Right? You mean that? Okay. I can draw a line here. I can draw a line here. This is from service normal from 1-6. Yes, I know, I know, I know. I can draw a line like this. I can draw a line like that. But in the end, when the serving is coming, and the ball hits the ground here. Let's say this is the, let's say this is the border, and the ball is here. Then it's his fault. But that's too late. You cannot say that was not your ball. You cannot say it's too late. So the decision who take, who the one who takes the ball has to be made when the ball is here. And who takes the responsibility? That is the thing that we talked yesterday. Take the responsibility. If you are here as a reception player and you think the ball is coming that way, but you think it's my responsibility to get him in this position, he will take the ball and he will shout. He will say me, and the other one will go. This is the way we play. Cred că a intrat în problema preluării și nu asta este problema. Nu este asta problema. Problema este care este comunicația. De asta am vrut să întreb cum, dacă stabileau dinainte pentru să-ți poată în atac, să aibă toți oamenii în atac. Asta este răspunsul. Ca să se aducă de pasă nouă, extrema, care era stâng stânga, avea o comunicație și a zis că asta nu este important. Important este că ăștia comunicau pasării ca să ajungă atacantul în poziția 4, să aibă aceeași înălțime, aceeași viteză. Dacă n-ajungea acolo, tot sistemul se termina. Asta este ideea. Cristia a vrut să întrebe această comunicare între exact. Ei, când era stabilită înainte să servească sau în momentul serviciului, ăla și-a asumat responsabilitatea să-l ajute pe ăsta și spunea mi și atunci el ieșea deja plecat. Dar asta este atât de relativ, atât de relativ, deci trebuie să ai comunicarea aia ca o înțelegere. Eu știu, că trebuie să am viteza. Eu știu că trebuie să ajung acolo. Și trebuie să lucrez la prezentare. Să fie prezent în care să fie prezentare. Ok, next is comunicația. Got his weakness. But this was our system, and it was the system that works for us because we are people from Holland who wants to take responsibility. We don't say, you do it. No, I will do it. That's our culture. I can handle it. Okay? Good. Next one. Oh, sorry. Okay, I think this is an important part. The first tempo in our side-out system was, I think,
the most important part. And I'm going to tell you why. And I'm going to tell you why it was different with many other countries. You see in the outside hitters, you see the bloggers. Our first tempo, we never sacrificed our first tempo for outside hit. Our first tempo was our first weapon. And why? Our first tempo decides what kind of sets he wants because he's hunting for the weak spot in the block. I see you all watching. What does it mean? Okay. There are some weak spots in this block. Where are the holes? Deci în sistemul ăsta, prima armă de atac, la ei era timpul 1. Ei nu sacrificau timpul 1 pentru atac la antenă. De ce? Pentru că rolul atacului de timpul 1 era să vâneze, să caute părțile slabe în blocaj și locurile goale. Andy. Erau la vânat. Jucătorii de centru nu erau sacrificați pentru atacul la antene. Asta era arma numărul 1 în atac. Asta era, a fost... Ok, strategia lor. Strategia lor, da. Because of the speed on the outside, the blockers cannot go central. They have too much speed. So there are some holes in the block. In my opinion, the error, the little error, is not a good one in the middle, because there's the blocker. Understand? So our first tempo hitters, attackers, always jumps in the holes. Always jumps. So, this is what we did different. When the reception was taken and the ball was in the air, not our setter decides where to jump the first tempo. Our first tempo decides where to jump. Because he can see the block in front, he is hunting for the weak spot and he wants to be successful. There is no first tempo jumper attacker who wants to jump in front of two blockers, 2.5 meters, and keep jumping and jumping and get set like this too low and he get blocked. No, he will jump there in the space. And most of the setters, I think all setters, they decide where the first tempo has to jump, but he cannot see what the blocking is doing, the block, when the ball is in the air, he looks for the ball and the block is moving. Do you understand? Ați înțeles? Deci, în sistemul lor de side-out, cu rolul atacantului de centru, ei comandau unde trebuie să vină pasul, nu ridicătorul. Deci, aici este momentul în care mingea era deci în sus, ei comandau preluarea din preluare, unde vor pasul. Ei erau vânătorii de hodă, unde sunt găurile. De ce? Pentru că ei văd cum stau jucătorii la blocaj. Ridicătorul vede ceva, așteaptă cum mingea se duce în sus, mai așteaptă, dar în momentul în care mingea se apropie... Aveau ceva semn, ceva verbal ca un loc sau ceva să-l ajute pe ridicător?
The first tempo looks for the block and the weak. And he just shout two, three, shout or shoot or neck, fly. Yes. But after a while, he doesn't have to shout anymore. I was playing like this, and I know where he was. I was at the ball back, and I know he was there. He doesn't have to know. That's all. There was trust. Many times. Homogenizare. Foarte mult. S-a strigat, am zis și eu. Shoot. 1, 2. Aveau și se antrenau. Deci era ridicatorul acolo și a zis 1. Deci era cam la un metru. 2. Trăia mici aici. 3. Deci am mai departe. Shoot. Deci s-au antrenat atât de mult. Deci comunicația asta. Venea preluarea și venea preluarea. Exact. Aștepta și zicea unui moment off. Exact. Da, unul, doi. Dar la un moment dat. So, with this system, the blocker in the middle was always too late. Was always behind. You understand? Always. Because the attacker had so much speed and you as a blocker are just like this. And then you have to react. It's always too late. Always too late. You never have time to go at least with fast pass. Yes, yes. So, we go on. You can imagine there has to be a lot of trust between the setter and the first tempo. And I trust because of our Dutch mentality and culture. My first tempo will always go for success. He will never jump there when there's a big blocker. He will jump where there are big spotters. So I trust them completely. Okay? Next. Go. Ați înțeles de ce nu se rezultă ridicătorul avea încredere în principal? Avea încredere? Deoarece principal se ducea pentru punct și totdeauna el căuta zona se ducea pentru succes 100% și ridicătorul avea încredere dacă a strigat șut înseamnă că știe el ce știe și pune mingea în pământ. Deci încrederea asta realizată între ridicător și timpul a fost atât de mare datorită antrenamentului încât a devenit arma numărul 1 a lor, prin atac, inside out. Ok, I'm sure this is different with your system. But this was our system, ok? And I'm going to tell you how we developed it, how we did it, ok? You see, the block, the middle blocker moved a little bit. Do you see that? This one? Yeah. Yes? Okay. You see this blocker here? This is in the middle. Now he moved a little bit there. You see that? Okay. Who's the middle attacker? Who was in the past the middle attacker? You were a middle attacker, who else? No middle attackers? You are a middle attacker, yes? Okay. If I was your setter, where do you want to have this set? Fly. Do you want to have it here? Yes. Now you are? Here or here? No, here. Here? Between here, this space. Okay? Or with one
just going to move on. Talk about that tomorrow, okay? So this is the biggest catch. Indeed, we jump there. So, if the middle blocker is standing here, the setter will not say you have to come shoot. No, the middle blocker attacker decides I'm going to jump here. Somewhere in this area, and you will start with the ball. Next one. Here, this position. It's logical, no? For us, it was logical. Okay, you have a very big blocker here, large, also large, and a very small blocker here, only 180. What? Where do you want to have the ball? Oh, sorry. Of course, here in the hole and here at the little blocker. This was our first step. Okay? Next. Our first tempo, as I told you, was our first weapon. So, we never sacrificed our first tempo for an outside hitter. Attackers decide where to jump in the weak spot in the block. Maximum advantage, time and distance speed. You told me that. And hunting for success. If I'm telling my first tempo to jump here, two blockers there, after two jumps you will say, what are you doing? Why happens to jump here? I want to hunt my own success. And you have to trust me. So, we trust on our intelligence and our responsibility. Next, five. Also, maximum high speed and location depending where the first tempo was. If the first tempo was here, in this area, the pipe was here. If the first tempo was here, in this area, our pipe was here. So, yes. And we can play this game because we always have maximum pressure here and here. If those blockers were not capable standing here or here, they have to be there and there. Please, about deci ați văzut rolul de încă o dată, rolul jucătorului de centru, prima armă în atac. Deci nu sacrificau jucătorul de centru. Primeau, de fapt, o grămadă de pasă. Dar se baza sistemul lor, datorită celor doi secunzi, o pasă nouă, care erau recunoscuți pentru viteza cu care veneau strângat și diagonală, deci era Guido Goertzer, Lars Werner și Olof Vandermeulen, în statisticile oricare adversar să te-au recunoscut pentru viteza cu care vin la fileu. De aceea, adversarii nu își puteau permite să ajute blocajul stânga și dreapta să ajute centru. Deci totdeauna rămâneau găuri. Și atunci au venit cu paie. Deci dacă ați văzut, dacă principalul se ducea acolo, hai să vedeam partea aia. Dacă se ducea acolo, deci totdeauna căutau găuri în blocaj și totdeauna se duceau pentru succes. Succesul lor
prin faptul că cereau mingea acolo și purtau mingea, făcea ca încrederea jucătorului în jucătorul de centru atât de mare că spunea, dacă a stricat că vrea acolo mingea, știe el de ce. Și juca mingea acolo. Deci, viteza la antenii care era atât de recunoscută, eu obliga blocajul să fie open, să nu poată să susțină. Și atunci a venea arma lor, numărul 1, atacul pe centru, cu pasă de gol și prindea în gret. Lincanten avea un, avea elan drept stâng drept, deci pentru dreptaci se ducea și atacat-o de atât de repede contra, nu trebuia să se mai întoarcă. Iar atât de efectiv, să e repede, ca pe Rex în Rex, Gustel sunt de contra. Au avut doi atacanți pe centru de excepție, Bas van der Hoop, dacă a văzut finala, în finală de la 14-3, ca tam pe centru, ca și cum era la 0-0. Ca mingea acolo, dar n-ajungeau să se grupeze. Ajungeau blocajul totdeauna o fracțiune prea târziu. Dar la nivelul ăla, fracțiunea aia este decisivă. Asta a fost ideea lor pe care au antrenat-o și au perfecționat-o, omogenizat-o, consecvent, n-au renunțat. Și Mișa a spus, asta era sistemul lor, ca de-a fi minus. De-aia au pierdut mai mult decât au câștigat. Dar asta a fost sistemul lor. Domnul Rudi, aia e interesant, că italienii nu și-au dat seama până la finală că ei au un sistem prin rapiditatea acțiunilor. Interesant, dar pe interfinale, toată finală interveaste semne italiană pentru Chevalit, care a venit la un cadre în sistem. Okay, I have an answer for that, okay? Okay, next one. So, our bike. Also, I told you, maximum height and speed. Location depends where the first tempo is, not in the zone of the first tempo. Always one attacker available for the bike. We have four players who can play the bike. And we wanted, I told you, maximum pressure of 9 meters, and we thought there was an overload of power and speed and a total team attack force. This was not only individual skills we had, but it was a total concept, a total task force. And we used our excellent individual skills. Bas van der Goor, he was very great and very high. And Henk Jan Held also. But they were very intelligent and they always hunt for success. Our outside hitters, they were very, very, very powerful. So we can play this. Yes? To answer your question, our concept was in that time unique. So our opponents could not train it. If you always do the same, if you play against the same opponent who's playing the same system as you, you will find an answer. But we were the first team to play this. It was an innovation. So there was no opponent who played like this, so they could not train it. They could not train how to block us. A little bit, we get a little used to it. Oh, this, oh, that, they play like this. How do we, how, what is our answer? Yeah, we don't know, because we don't have that kind of concept. If the other coach, after a while, they start to prepare to bring the other outside hitter a little bit more inside to help for yes. The hitter blocker. Yes. This side, you have to open the game. You decide that you have to open the game, or the coach... After every side out, the middle blocker said, okay, they are going to be a little more inside right now. Watch out. Every time. Okay, so communication. Okay. Why was this
successful for us. Well, our coach, Joe Albera, he didn't tell us what to do. He just shows our direction and he asks us pressure over 9 meters. Is this what we want? And we all say yes. Okay? So, the players developing the concept and the details. Not the coach. Our coach never told us what to do and what to train. Never. He just said, okay, if we want to have total pressure of 9 meters, first tempo plays, what are we going to do? And we developed ourselves the concept. What can we do? The coach could not know it because the coach was not a setter. The coach was not a top volleyball player. He doesn't have that experience. In these days, how the system changed? It's the same or they change it and they make it normal? You were yesterday there and I talked about the 3 generations. After a while, the whole team, except for 1 or 2 players, were there. So the concept that we had was not taken over by the new generation. It was a team concept, so there was total support. Nobody told us in our team, I disagree. I think that should be under, so I don't put energy in it. It was a total team concept. Total support. And, of course, responsibility. I don't want to be depending on my coach. No, I do it my own. This is the nature of the Dutch people. Okay? So, creative, effective, innovation and communication is a team. Acest la întrebare era un concept, conceptul lor era conceptul mic. Adversarii puteau numai să noteze ce fac, dar deoarece nu au jucat împotriva unei echipe sau echipe care joacă în felul ăsta, nu puteau să antreneze. Și cum te antrenezi, așa reacționezi. Și mi și-a vrut să accenteze că acest concept a avut un total suport, deoarece jucătorii l-au creat. Și se strană. Coach, antrenorul a spus, asta se limite, frem, viteză, acolo. Cum vedeți voi să rezolvați această problemă? Acest concept a fost făcut doar de jucători. De aceea a avut un suport total, pentru că ei au creat. Este, de fapt, antrenorul creează și ceilalți se aliniază. De aceea am fost unit. Și eu cred că de aceea au reușit să știi ce medalia de aur de meciul ăla a fost. Au crezut în obiectivul lor, au crezut în conceptul lor de joc, s-au susținut tot alunul de altul, iar și dacă erau vinti ele. Cred că ăsta este mesajul. Acești jucători au creat un concept și au primit o răspundere. Ok, next slide. We have 2 slides to go. Maybe there is a discussion you say, I don't agree. And I was prepared for this, so. Is there a discussion possible? Do you agree with this, or do you say, no, we play differently? Just be honest. I had many discussions about this with other setters and trainers and coaches. If you have a powerful team with tall players and powerful and skillful, you can play like this perfectly. Mm-hmm. Okay. Otherwise, if you have only 1 or 2 players, yes, like this, yes, you have changed the tactics because you cannot play exactly the same thing. Next slide, we're going to discuss it. Yes? But it was our concept. You know, okay. It was our concept. It was your people. Yeah, yeah. I had some discussion with trainers and coaches and setters. They say, well, peripheral vision, you can see, you set, and you can see as a setter everything here. Do you believe that?
Yes. To what point you can see everything there when you have to go? Always. Hmm? Always. We talked about the skills from the center. To what point? Hmm? When the reception is taking place and the ball was in the air, 2 meters from me, and I was born here, I can look like this. And I see this. But I cannot see what's happening there. I can see exactly this side. 2 meters. But when the ball, the reception was outside the 2 or 3 meters, I have to hunt for the ball. And I have to see where the ball is. It's impossible for you when you reach for the ball like this to see what's happening there. It's impossible. If you have that kind of center, then you have this center. Then you have this center. Okay? Yes, you have split vision. You can look like that. Come in. Okay? So, I think most centers play with fixed pattern every time. When I'm in position one, I know my best attacker is there. I play this pattern every time. This is successful. I think most of the centers play that. Or they have the coach to tell them what to do. I think that's happening a lot. And the other one, the experience and the intuition of the center. That's most what I see what centers do. And I don't say it's wrong. I just say, for us, this was not our success. We did it differently. Okay? Next slide. Last one. Oh. Să traduc. Deci este privirea periferică a ridicătorului. Și a spune în momentul în care, dacă ești la fileu, este aici, poți anumit timp încă să vezi periferic ce se întâmplă. Dar în momentul în care mingea începe să apropie de mâini plus 2 metri, trebuie să-ți orientezi ochii la minge. În momentul ăla nu mai vezi. Ești foarte limitat. Ceva într-un unghi, dar în față. Am mai dat și un exemplu. Dacă preluarea este slabă și trebuie să alergi la minge, în niciun caz nu mai vezi nimic ce se întâmplă în partea aia. Și de aceea, încă o dată, accentuarea atacanții spuneau cel de centru unde vrea mingea, pentru că ei vedeau locul unde se putea juca mingea. Discuțiile pe bază de experiență și intuiție, credeți, într-un ridicător care are experiență și intuiție, credeți că sunt ridicătorii care pe baza unor, cum să spun, prelații, îți dau ție un sedac, îți dau ție un sedac. Mișa era unul care era orientat pe patroane foarte stabile. Ăla este atacantul meu cel mai bun, ăla îi dau mingea. Deci fiecare, ce credeți voi că este un ridicător bun, este la latitudinea voastră să stabiliți și până luați în echipa voastră și să vedeți unde ajute. Yes? Yeah. Ok. There is an option when the peripheral vision is very important and can be very helpful. Is when you play double quick. You know double quick? First tempo, shoot, tempo, shoot, shoot, shoot,
outside position 4 and back row 1. When the setter is here or here, it doesn't matter where the first time will come, shoot here, he can come there or he can come here. The blocker here and here and this one here, this blocker, when the serve is coming and you have two first tempo, the blocker has to decide, I'm going to take this one or I'm going to take this one. And then as a setter, when the reception is coming, he also has to go that way and that way. And your perfect vision, you will see, is there a player there? Then you know he takes this option. If there is no player there, then you know he takes this option. And then, if there is no player there, so he took this option, I always play shoot or this. Two players, one blocker. If the blocker goes there, I always play first tempo here or back over there. Always one blocker, two attackers. This is the only situation in this mission is very, very helpful. That if you can do that, you can play. That's why Brazilian is so successful with double quick. Because this blocker has to decide very early, I go that way or I go that way. And then you have time enough to shoot. And you can see where it's going, there or there. Understand? Agree, disagree? Descobriria periferica, força. Să fii, să ai succes foarte mult. În situația în care joci un double quick, deci ai doi atacanți pentru primul timp, șut, unul, doi, negri. Brazilienii au zis că fac asta aproape perfect și de-aia au succes. Și intenția, și atunci poți să creezi, mi și-am zis, periferic, îl vedeam aici, e jucat, primul timp în spate, și linia a doua din poziția 1. Dacă nu îl vedea, dacă se ducea și nu îl vedea blocher, îl blochedă, juca un șut sau poziția 4. Deci, privirea asta periferică îți dau și anumite patroane foarte stabile care poate să aducă succes și este o armă. Poți să folosești asta foarte mult în meciuri. Ok, last slide. Team selection based on what is my best side-out team. My best side-out team, not my best serving team, not my best defending team, not my best blocking team. My best side-out team, ok? You have to make choices and decisions. Right? You told me. And you ask me, what choice do I have when I have that blocker or that player? It's always the problem of a coach. So, this is what I want to have a little discussion to do. System versus players. If you're a coach, do you choose for a kind of system that you believe in? Or do you select the best players and see what is the best system for these players? Who will say, I will always take the system? Hands up, please. One. You're quite a character, okay. Two. System, because the system can be simple, more effective than you play with good players. Nu necesar, a lot of good players can make strong team. I come to that later. Yes, we go. Who think that you have to choose for the players? Hands up.
So I two there. So we are doubting. We're not quite sure what to do. For me too. There's no answer to it, I think. But you cannot play the sophisticated system better than your players. Yes. You then play the Japanese system sophisticated. Then I ask you the next question. I agree. The players are the most important because they have to make the system work. But do you choose first? I choose my best system. I see what kind of players I have and I choose the system. Or you choose the best players, the most creative players, the most innovative players, and we'll see what kind of system comes out as it goes. So zero. So there's no tradition, nothing at all. I would always choose a system when you certainly know it's going to work. Not perfectly, but it's going to work. You create a culture, and after a while, the best players will join, or you take the best players, and then you adjust, modify your system to the best players that you have. That's my opinion, but we'll see in the future what Romania will do. That's all. Thank you.